Cuvântul pe care îl voi citi se găsește în 1 Corinteni, capitolul 11, un singur verset, versetul 33. 1 Corinteni 11 cu 33. Acest pasaj spune în felul următor. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Amin. Când privim la lucrurile lui Dumnezeu, când privim la lucrarea Lui, neîntrecut de frumoasă, când privim la învățătura Sfintelor Scripturi, nu putem decât să rămânem de fiecare dată surprinși, redescoperind o adâncime, o practicabilitate și o frumusețe pe care nu o găsim nicăieri, în nicio scriere religioasă, indiferent cât de sofisticată și de lăudată ar fi în lume, în nicio scriere laică sau nereligioasă. Cuvântul Domnului întotdeauna este plin de bogăție, plin de înțelepciune, plin de adevăr și întotdeauna inepuizabil. Ori de câte ori am vorbit din el, întotdeauna a rămas mult de vorbit. Versetul pe care l-am citit, eu cred că l-amintesc la fiecare cină. Așteptați-vă unii pe alții. Este un cuvânt care pentru unii a devenit ceva banal, obișnuit. Este scris în Biblie. De aceea, nu știu dacă mai reprezintă ceva nou, ceva adânc pentru noi. Însă este cuvântul lui Dumnezeu legat de acest capitol special, care este împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Mesajul care voi veni înaintea dumneavoastră în acest serial continuu, până va veni el. Mesajul de astăzi se va intitula Când vă adunați să mâncați. Când vă adunați să mâncați. Evident că două lucruri le are în vedere Sfântul Apostol Pavel sub inspirația Duhului Sfânt când spune această frază. Primul aspect sunt agapele, mesele de dragoste la care se adunau creștinii primului secol, creștinii erei creștine de la început, sau începutului erei creștine, și apoi este cina Domnului, participarea la masa Domnului nostru Iisus Hristos, la comemorarea morții și învierii Lui, la sărbătorirea ieșirii omului de sub puterea păcatului și a morții. Cuvântul introductiv, astfel, vorbește despre cel puțin două adevăruri. Primul, cina Domnului trebuiește sărbătorită în considerație față de cuvântul spus deja. Pentru că observați cum spune Pavel, astfel, frații mei, când vă adunați, astfel, funcție de ce a fost spus înainte. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este important. Considerația aceasta introductivă, pe fiecare dintre noi trebuie să ne ducă cu gândul la ce s-a spus înainte, la ce s-a vorbit. Și funcție de ce s-a spus și s-a vorbit. Noi trebuie să ne însușim, noi trebuie să învățăm și noi trebuie să adoptăm. Și apoi, al doilea aspect legat de acest cuvânt introductiv, astfel, fraților, cina Domnului este o lucrare care este tipică și unică bisericii.
Vor fi și alte organizații religioase care au mesele lor, care au întrunirile lor, sărbătorile lor, dar nu în felul în care biserica Domnului nostru Iisus Hristos sărbătorește acest eveniment. Nu în felul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a lăsat imprimat în mintea apostolilor să scrie despre această lucrare și nu în felul în care Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dat dispoziții speciale de felul cum să facem această lucrare. Și astăzi când ne-am adunat să mâncăm, privind în acest verset, frați și surori, doamnelor și domnilor, haideți să vedem trei adevăruri distincte, trei adevăruri fundamentale pe care le vom pune în inimă, le vom pune în minte, le vom considera pentru ca așa să ne putem apropia de trupul și de sângele Domnului. Și în primul rând, primul adevăr pe care îl avem aici, cina, un exercițiu special. Cina, un exercițiu special. Observați cuvântul pe care îl folosește Apostolul Pavel. Când vă adunați, când vă adunați. Primul aspect al acestui exercițiu, dacă vreți, este exercițiul considerării cuvântului. Noi nu ne adunăm haotic. Noi nu ne adunăm ca așa vrem noi. Noi nu ne adunăm în casa lui Dumnezeu și la masa Domnului nostru Iisus Hristos, fiecare după planul Lui. Tocmai de aceea Apostolul Pavel scrie corintenilor, aveți grijă, pentru că unii veniți flămânzi, unii veniți chiar beți, era în vremea aceea. Alții veniți cu confuzie că agapele voastre sunt similare cu cina Domnului. Alții veniți cu nerăbdare. Abia ați venit și cereți păstorului să vă și servească cina și plecați acasă. Alții veniți fără să înțelegeți ce se întâmplă acolo. Pătrie Petrica Răscău povestea de mult că a avut un botez, s-au predat mai multe persoane, și tineri, și tinere Domnului, și după ce a botezat, a săvârșit, cum facem și noi, cina Domnului, prima cină cu ei. A venit rândul unei tineri care s-a botezat, i-a dat paharul cu rodul viței, pentru că le-a dat dintr-un pahar. Și fratele Petrica Răscău spune, am zis, beți toți din el. Și fata a luat paharul și a băut, și a băut, și a băut. Pe urmă, era un pahar mai mare. El a dat înapoi la fratele Petrica și a spus, nu vă supărați, nu-l pot bea tot. Așa a înțeles ea, că beți tot din el, nu toți din el. Este un exercițiu în considerație specială de cuvântul Domnului. Când vă adunați? Adunați-vă după cuvântul Domnului, după legea lui Dumnezeu, după rânduiala bisericii. Și noi n-am venit aici la o adunare haotică, dezorganizată, ci la o adunare la care știm că este prezent Iisus Hristos, la o adunare care este condusă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, la o adunare în care slujitorii Domnului nu sunt altceva decât instrumente în mâna lui Dumnezeu ca pe noi să ne conducă acolo unde Dumnezeu vrea să ajungem. Un exercițiu special când vă adunați. Nu numai un exercițiu de considerație al cuvântului, este un exercițiu al voinței. Un exercițiu al voinței. Ca să te aduni, ca să vin, trebuie să-mi exercit și să-mi pun la punct voința, nu? Pentru că a venit la casa Domnului și a venit la cina Domnului, este un exercițiu de voință când vă adunați. Dacă vreau, vin la casa Domnului, dacă nu vreau, nu vin la casa Domnului. Dar pentru că am înțeles cuvântul și am considerat cuvântul lui Dumnezeu, îmi exersez voința, îmi înduplec voința, îmi lucrez voința să se supună voiei lui Dumnezeu. Am acest drept ca și Mântuitorul Iisus Hristos, ca omul Iisus Hristos să spun lui Dumnezeu, Doamne, dacă e cu putință, nu mă duc la cină. Dar
Eu l-am parafrazat pe Iisus. Dar trebuie să spun ca Iisus Hristos, nu cum voiesc eu. Nu cum voiesc eu. Pentru că înțelegând cuvântul Tău, Doamne, înțelegând legea Ta, înțelegând lucrarea care este ascunsă în această taină numită cina Domnului, înțelegând binecuvântările care decurg din această lucrare, înțelegând faptul că Tu ești prezent, real, la această lucrare. De aceea, mintea mea se înduplecă voiei Tale, voința mea este înduplecată voinței Tale. Exercițiul acesta de înduplecare al voinței este unul ferm pentru mine și trebuie să fie unul ferm pentru Tine până va veni Domnul. Pe de altă parte, când luăm în considerare acest cuvânt, când vă adunați, nu numai că noi considerăm cuvântul și facem un exercițiu de voință, noi facem un exercițiu al unității bisericii. Când vă adunați, nu este vorba numai de mine, ci este vorba de biserică. Nu este vorba numai de mine, și vă rog să fiți atenți, vă spun acum, nu este o noutate, dar este un lucru care vorbește multora. Nu este vorba numai de mine, este vorba de familia mea. Nu vedeți dumneavoastră că prea mulți, unul din familie stă la masa Domnului și unul stă în altă parte? Unul stă ridicat ca să ia paharul și rodul viței și pâinea și cea stă jos? Când vă adunați. Este un exercițiu al unității bisericii, dar întâi trebuiește activată biserica din casa mea. Biserica din casa ta. Apostolul Pavel este cel care are această expresie în câteva rânduri când scrie contemporanilor săi, spune sănătate bisericii din casa ta, salut biserica din casa ta. Și mulțumim Domnului că ne-a dat această cinste să avem biserică numai în biserică, să avem biserică și acasă. Și de aceea rânduiala și ordinea și voința trebuie să ne punem întâi la lucru în casa noastră, frați și surori, în familia noastră. De aceea împacă-te cu soțul și împacă-te cu soția, împacă-te cu bunicii și împacă-te cu copiii, împacă-te cu părinții, rezolvați problema în biserica de acasă. Exersați această voință, să puneți voința voastră la dispoziția voinței lui Dumnezeu, când vă adunați, nu când vă împrăștiați. Nu este când te aduni, când vă adunați, când ne adunăm, este un exercițiu în unitate. Un exercițiu pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi să-l facem și să-l rezolvăm întocmai. Este adânc cuvântul Domnului, nu? Pe cât este de simplu, pe atât este de practic și de profund. Un cuvânt pe care îl citim mereu și mi s-ar părea că nu spune nimic, este un cuvânt fiind al lui Dumnezeu care vorbește tainele și înțelepciunea lui Dumnezeu. De aceea, repet din nou, când ne adunăm să mâncăm, în primul rând vedem cina, un exercițiu special, când vă adunați. Un exercițiu care vorbește despre considerația noastră pentru cuvânt, vorbește despre exercițiul voinței noastre, nu? Înduplecarea voinței și vorbește despre unitatea noastră. Dar în primul rând, unitatea bisericii din casă și apoi unitatea bisericii Emanuel, unitatea bisericii din care faci parte. În al doilea rând, cina, o lucrare esențială. Cina, o lucrare esențială. Următorul cuvânt pe care îl spune Apostolul Pavel este despre când vă adunați, să mâncați. Să mâncați. Și de ce am spus că este o lucrare esențială? De ce? Pentru mai multe motive. Pentru că atunci când venim la casa Domnului, când ne adunăm la masa Domnului nostru Iisus Hristos, trebuie să știm câteva lucruri, de ce este esențial, esențial ce facem. Primul rând știm ce nu mâncăm. Știm ce nu mâncăm. Noi nu mâncăm trupul viu al lui Iisus. Noi nu bem sângele real al Domnului Iisus Hristos în sensul sângelui fizic. Primii creștini, strămoșii noștri, tocmai această problemă au avut.
Se spune că atunci când Nero a dat foc Romei și trebuia să găsească un țap ispășitor, pentru că era imposibil ca cineva să-l acuze pe el, fiind dictator suprem absolut, i s-a spus: împărate, Cezare, sau sfinția voastră, că era considerat zeu, avem pe cine să punem vină. Pe cine? Pe creștini. Cine sunt aceștia? Sunt și la palat. Sunt oameni care nu se închină dumnezeirii voastre. Nu aduc o dată pe an, după legea pe care am dat-o în Imperiu, o ofrandă, o jertfă, o ardere de tot la templu, în cinstea ta. Și pe deasupra, cel mai urât despre ei se adună numai noaptea și sunt canibali. Pentru că au un zeu din care mănâncă de fiecare dată. Oameni ignoranți. Noi, când ne adunăm la masa Domnului, știm ce nu mâncăm. Știm că Iisus Hristos este prezent spiritual în mijlocul nostru. Și știm că pâinea și rodul viței sunt o reprezentare simbolică a unui lucru real. Iisus Hristos a folosit felul acesta de a zugrăvi împărăția lui Dumnezeu, dând deseori pildele acelea, alegoriile acelea, dacă vreți, parabolele, prin care spunea: împărăția cerurilor se aseamănă cu un negustor. Nu că împărăția cerurilor este un negustor, dar vrând să zugrăvească un adevăr din această împărăție a lui Dumnezeu, s-a folosit de pilda unui negustor, de pilda unui năvod, de pilda unui semănător, de pilda aluatului chiar. Dar împărăția lui Dumnezeu nu este aluat, nu este năvod, nu este negustor. Împărăția lui Dumnezeu este locul unde este prezent Dumnezeu și se face voia lui Dumnezeu. Știm ce nu mâncăm. Avem această considerație pentru că este o lucrare esențială. Apoi știm ce mâncăm. Știm ce mâncăm. Mâncăm pâinea și rodul viței, care în chip simbolic îl reprezintă pe Mântuitorul nostru în jertfa pe care a adus-o pe Golgota. Pâinea frântă este trupul lui zdrobit prin durere, prin cuile în care a fost pironit. Trupul lui zdrobit pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. Rodul viței este sângele care s-a scurs pentru păcatul tău și pentru păcatul meu. Știm cum mâncăm din elementele acestea. Știm cum mâncăm. Versetul 28 din 1 Corinteni, capitolul 11, cuvântul Domnului spune: fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea paharul acesta. Deci știm cum facem lucrul acesta. Când vin la masa Domnului, nu sunt interesat de ce face vecinul meu, de ce face cel ce stă lângă mine. Sunt interesat de ce fac eu, cum apropiu eu de Domnul. Pentru că răspund cu viața înaintea lui Dumnezeu. Responsabilitatea este atât de mare, este de viață și de moarte. Când întind mâna și iau din pâinea și din rodul viței, trebuie să am această credință și această curăție și această convingere că iau putere din Dumnezeu, că particip la masa Domnului nostru Iisus Hristos. Știu cum și înainte ca să întind mâna, știu ce trebuie să fac. Știu că trebuie să mărturisesc păcatele, știu că trebuie să fiu credincios lui Dumnezeu, știu că trebuie să am pace în casă, știu că trebuie să am o conștiință curată, știu că orice aș face eu, nimic nu mă ajută, de aceea știu cum. Mă rog lui Dumnezeu, mă mărturisesc Domnului nostru Iisus Hristos și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mă curățește de orice păcat. Știu că Duhul lui cel Sfânt mă înnoiește și știu că acest cuvânt din care învăț ce trebuie să fac este cuvântul care îmi dă speranță și îmi dă apoi această încredere să pot să stau la masa Domnului. Glorie Domnului! Știu cum. Știm și de ce mâncăm. Este esențial. Nu facem aceasta ca un mecanism automat. Știm de ce mâncăm. Ioan 6:54, cuvântul Domnului este al Domnului Iisus Hristos. Și El ne-a spus de ce. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, ce face? Are viață. Are viață. În mare majoritate, biserica contemporană este o biserică adormită. Nu este o acuzație la adresa nimănui și nu este o înălțare a noastră în fața nimănui. Dar este un adevăr,
Este un adevăr. Biserica este adormită. Pentru că nu știe de ce mănâncă, nu știe cum mănâncă, nu știe când mănâncă. Iisus Hristos nu mai este Fiul lui Dumnezeu pentru multe biserici. Iisus Hristos nu mai este născut din fecioară pentru multe biserici. Iisus Hristos n-a murit pe Golgota pentru multe biserici. Iisus Hristos n-a înviat din morți pentru multe biserici. Iisus Hristos este un mit. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. El a luat un trup ca al nostru, s-a făcut om ca noi, a coborât între noi să poată să ne vorbească. Imaginează-ți că tu, omule, ai acasă un stol de porumbei, care sunt cei mai prietenoși. Du-te în mijlocul lor să vorbești cu ei. În momentul în care te-ai apropiat de ei, toți au zburat. Vrei să comunici cu ei? Fă-te porumbel. Și hai să poți să vorbești cu ei. Hai să poți să vorbești cu ei. Avem noi pe cineva în biserică care tot vorbește cu porumbei, eu nu-i spun numele. Iisus Hristos a zis, le-am vorbit. Și când le-am vorbit, a zis că tună din ceruri și s-au îngrozit. M-am coborât în puterea mea absolută, s-a topit muntele înaintea mea și am îngrozit. Le-am trimis profeți și când le-am vorbit prin profeți, au zis, vorbesc de la ei. Am să mă duc personal. Și a venit, Dumnezeu s-a întrupat prin Iisus Hristos. A venit în mijlocul nostru. A venit în mijlocul nostru. Și ne-a vorbit ca să-L înțelegem. Și ne-a spus, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață. Vrei să ai viață? Vrei să ai putere? Învață de la Iisus atunci. Pe de altă parte, știm până când mâncăm din pâine și din rodul viței. Versetul 26, cuvântul Domnului ne spune lucrul acesta din 1 Corinteni 11. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vesteți moartea Domnului până va veni El. Până va veni El. Așa aș vrea să îmi permiteți această paranteză să vă spun un adevăr pe care mulți nu-l înțeleg. Pentru biserică, moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos, întruparea Lui, este comemorată prin acest act sfânt numit Cina Domnului. Și pentru biserică, sărbătorirea Cinei Domnului este un fapt, un trebuie, din ziua în care s-a înălțat Mântuitorul nostru Iisus Hristos, din ziua în care a înviat din morți Mântuitorul Iisus Hristos și până în ziua când se întoarce glorios la răpirea bisericii. După aceea, repet, după aceea și după 7 ani de necaz, sărbătoarea morții și învierii Lui din morți va fi sărbătorită în continuare timp de 1000 de ani. Timp de 1000 de ani, dar nu în cina Domnului. Pentru că Domnul se întoarce pentru Israel și împlinește o făgăduință veche pe care a promis-o lui Israel de a-i da împărăția, o împărăție de 1000 de ani în care Israel este guvernatorul întregului pământ pentru 1000 de ani. Sărbătoarea morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos se va face după lege iudaică. În fiecare zi, în timpul împărăției de 1000 de ani, va fi jertfit un miel. De ce face Domnul lucrul acesta când El a murit și nu mai trebuie să jertfească miei? Nu știu. Nu știu. Legea iudaică este aceasta. Și așa va face Domnul în templu milenar. În fiecare zi un miel va fi jertfit pentru această comemorare mondială din Ierusalim. Dar acum trebuie să o facem așa, cu pâine și cu rodul viței, până va veni El. Deci știm până când. Și apoi este ultimul aspect pe care îl menționez, știm cu cine mâncăm. Știm cu cine mâncăm. De aceea am spus că cina este o lucrare esențială. Știm cu cine mâncăm. Luca 22:15, cuvântul Domnului spune, așa cum vă vorbeam rândul trecut, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi. Cine este acesta? Iisus Hristos. Iisus Hristos. Și este esențial, este important să știm acest adevăr, pentru că într-o gândire populară, frați și surori, doamnelor și domnilor, și pentru dumneavoastră care ne urmăriți pe internet, este valabil, pentru că există această concepție falsă. În multe biserici pentecostale, în multe biserici baptiste, în multe biserici evanghelice, sunt oameni care nu vor să gândească dincolo de ceea ce sunt eu și sunt ei. Și anume,
Se duc la casa Domnului, se duc la cina Domnului și când cina Domnului se sărbătorește, reacția lor este aceasta: eu nu mă împărtășesc dacă îl văd pe omul ăsta aici. Aceasta este. Nu este împărtășire cu mine și nu este împărtășire cu cel de lângă tine, chiar dacă suntem în biserică. Împărtășirea noastră reală este cu Iisus Hristos. Cu El ne împărtășim. El are viața și această viață este dată tuturor, ție și mie, fiecare dintre noi. De aceea, ține minte bine acest aspect esențial, știm cu cine mâncăm. La masă noi stăm cu Iisus Hristos și ce cinste, ce glorie. Și apoi în al treilea rând, în final, în ultimul rând, din acest verset glorios pe care îl rostește Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni 11:33, trebuie să vedem cina, considerație pentru semen. Cina, considerație pentru semen. Ultimele cuvinte pe care le rostește Apostolul Pavel în acest verset sunt acestea: așteptați-vă unii pe alții. Așteptați-vă unii pe alții. Sunt multe lucruri care sunt ascunse în aceste cuvinte. Dar când spune așteptați-vă unii pe alții, Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune la cina lui și nu numai la cină, în orice direcție. Un lucru de căpetenie care trebuie să caracterizeze Biserica lui Hristos este considerație pentru semen. Uită-te la cel de lângă tine. Ai respect pentru el, pentru ea. Consideră-l și consideră-o că este un suflet pentru care a murit Iisus Hristos. Consideră faptul că Dumnezeu nu se uită la fața oamenilor. Consideră că așa cum tu ai avut nevoie de mântuirea mea, așa are și el, așa are și ea nevoie de aceeași mântuire, din același Domn. Dar uitați-vă cel puțin la trei lucruri. Când consideri pe semenul tău, în primul rând te îmbraci cu toleranță, îngăduință. În Coloseni 3:13 cuvântul Domnului spune, îngăduiți-vă unii pe alții. Îngăduiți-vă unii pe alții. Într-o biserică, chiar dacă sunt numai doi sau trei și formează deja o biserică, și mulți se bucură să fie numai doi sau trei, dar într-o biserică mare, într-o biserică mare, lucrul de căpetenie care face biserica funcțională este îngăduința creștină. Toleranța creștină. Îngăduiți-vă unii pe alții. Avem atâtea motive să ne plângem. Avem atâtea motive să ne respingem. Avem atâtea motive să nu stăm unul lângă altul. Avem atâtea motive să ne împărțim și să ne reîmpărțim. Dar dacă Dumnezeu din ceruri, Cel Sfânt, Cel Absolut, a putut să se coboare între noi și să trăiască în mijlocul nostru, îngăduindu-ne toate nebuniile noastre. La cina Domnului și tot timpul, dar vorbind în particular de cină, frați și surori, doamnelor și domnilor, ne trebuiește o considerație specială pentru semenul nostru. Îngăduie-l pe cel de lângă tine. Îngăduie-l pe cea de lângă tine. Dacă Iisus Hristos l-a iertat și a iertat-o, de ce să nu iert eu și de ce să nu ierți tu? De ce să nu iert eu și de ce să nu ierți tu? Pentru că așa cum eu am avut nevoie de iertare și casa mea a avut nevoie de iertare și eu vă spun am nevoie de iertare în fiecare zi. Da, eu, păstorul dumneavoastră, am nevoie de iertare în fiecare zi. Eu cred că și tu ai nevoie de iertare, nu este așa? Fii tolerant. Fii îngăduitor. Și mai ales într-o biserică unde suntem mulți și există atâta diversitate, vedeți dumneavoastră, sunt atâtea concepte în închinare, în rugăciune, în predică, în toate lucrurile. Ca să rezolvăm, tensiunea, este o lucrare simplă, îngăduința creștină. Apoi, considerație pentru a fi considerați. Considerație pentru a fi considerați. Galateni 6:7 este principiul acela fundamental care stă la baza funcționării acestui univers
dar mai ales a ființelor vii. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Deci ea consideră pe semeni, așteptați-vă. Dacă vrei să ai și tu considerația semenului tău, dă-i tu prima dată. Ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi. Fiți voi primii. Dacă vrei să te ierte, fii iertător. Dacă vrei să te îngăduie, fii îngăduitor. Dacă vrei să te ajute, ajută. Dacă vrei să te salute, salută tu. Dacă vrei să te privească frumos și nu cu o privire din aceea de să zici nu mai vin la biserică, privește tu frumos. Consideră ca să fii considerat. Sau, dacă vrei mai simplu, bagă în seamă să fii băgat în seamă. Iubește să fii iubit. Și apoi, este ultimul aspect pe care îl menționez, urmați dar pilda lui Hristos. Este Efeseni, capitolul 5, cu versetul 1. Unde, din nou, Sfântul Apostol Pavel spune, urmați dar pilda lui Dumnezeu, și pilda lui Dumnezeu este Iisus Hristos, pentru că El s-a dat pildă pentru noi, exemplu pentru noi. Dacă cineva va zice, a fost prea mult cuvântul acesta, a fost prea greu pentru mine, mi s-a cerut prea mult. Dacă ai gândurile acestea în inimă, atunci Duhul Domnului ne atrage atenția asupra pildei supreme. Nu este o pildă mai mare decât Iisus Hristos. Și de aceea, spune Apostolul Pavel, urmați dar pilda lui Dumnezeu, pilda lui, exemplul lui pentru noi este Iisus Hristos. Pentru că în toate lucrurile El este desăvârșit. În îngăduință este desăvârșit. În știință este desăvârșit. În dragoste este desăvârșit. În milă este desăvârșit. În considerație pentru semeni este desăvârșit. S-a coborât din sfințenie ca să se îmbrace cu neputința noastră. În tot este desăvârșit. De aceea urmați dar pilda lui Dumnezeu. Să urmăm dar pilda lui Dumnezeu chiar și astăzi când ne-am adunat ca să mâncăm la masa lui. Amen.